Salutare toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale, așa cum v-am obișnuit. De data aceasta, Rafaele, suntem pe contul de la Supercell, adică avem relații la Supercell și o să ne dea legendara nouă. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like dacă mai doriți să continuăm cu această serie, să postăm în fiecare zi la ora 2 sau 3 după amiaza și dacă suntem sâmbătă sau duminică, postăm la 10 sau 11 dimineață. Hai să vedem și noi cuferele acestea de la domnul Supercell, au fost trimise de la firma aia, Rafael, care a făcut jocul. De puțin. Pomosula. Ok, Pomosula nu merge, Rafael. Ce parole mai știi și tu? Mie nu prea îmi place ideea asta cu parole, Marius. Nu e foarte mult îmi place. Pomosula. Nu merge Pomosula. Hai să încercăm altceva. De ce nu-ți place ideea cu parole? Fiate că s-ar putea să fie. Și sunt obscene majoritatea ale tale. Păi dacă așa un om să zic. Cu sulă, cu alea. Hai să vedem aici. Place. Nico, Nico, ni. Nu merge nici Nico, Nico, ni. Ce parole mai sunt? Mai zic un cuvânt în chineză. Bacana. Fii atent. Aici. Spune parola. Bacana. Mai ziua ba, nu merge. Ba, merge, bacana, parola. Bă, a mers, credeam că apare de la a doua. Fii atent, ce parola? Parola asta pentru ce legendară e? Nu cred că pică legendara nouă. Pentru Ghost Royale, Rafael, hai să vedem dacă e parola. Pentru Ghost Royale. Parola asta pentru Ghost Royale. Nu e, bă. Kawaii, konnichiwa, astea, știi? Fii atent, jocă cu legendara nouă. Ar fi mișto să o aduc. Hai să deschidem legendare King's Chest. Alegem Graveyard, văd că joacă cu el. Musca e mai bună. Mușchetarele văd că vrea să joace. Pompa sau Valkyria. Pompa e useless. Dacă iau astea 35. Să iau asta. Mortarul. Bacana. A mers, bă. Asta da, mă ales pe japoneză. Asta e parola nouă. Uite, m-a mers parola pentru legendara nouă. Și pentru Ghost Bacana, Bacana, Bacana. Fii atent, dacă aleg asta, nu e bine. Dacă aleg asta, că să joacă. Oricum, legendara asta nu are, ar fi de level 1, ar fi cam useless. Mai bine investim în asta și facem legendara la level 2, Rafael. Legendara ar trebui bafat Ghost Royale. Bacana, mamă, ce parole. De unde să vine Rafael asta? De la Dragon Ball. Mai știi parole astea? Nu mai știu. Hai, zi-mi o parolă pentru noua legendară. Ți-am zis adineaur, iar vrei? Mai știu una, știu una, mi-ai zis-o să arăzi repede. Nu mai știu ce-am zis. Un cuvânt, am zis că învăț repede, a, nu e. Degeaba, Rafaele. Astea cred că au fost legendarele pe ziua de astăzi. Cred că ajung 3-4 legendare, au fost cel puțin. Hai să trecem și noi pe un alt cont, probabil contul meu să mai pușăm și aia. Ok, Rafaele, suntem pe contul meu aici, o să deschidem un lightning chest. Avem ceva în lightning chest? Da, nu arată nimic. S-ar putea să deschidem Rafaele Lightning Chest și să fie legendară în ea, dar nu știu sigur. Na, deja yeah. Gold am deschis. Konnichiwa. Spirit. Bacana. Nu merge. Trebuie să vedem ce trăznim. Spiritul e bun, Freeze-ul nu-mi place. Scarmi nu-mi place. Prințul nu-mi place. Hai, lăsăm X-Bow. Pekka foarte bună, astea lăsăm. Ok. Hai să dăm meciuri cu deck-ul ăsta pe care l-am eu și să încercăm să mai creștem la trofee, pentru că n-am mai jucat de mult pe contul ăsta. Și spuneți în comentarii dacă vreți să jucăm mai mult cu legendara nouă, cu... cum să numește, mă, așa? Magic Archer. Oh, ce dator. Spuneți în comentarii, băi, Slender, eu vreau să joci cu Magic Archer mai mult, pentru că n-ai jucat destul de mult. E că ajunge oricum. Ia, yeah. Ok. Mamă, dă 13 ăla. Dă 13, ai văzut? Nu. Ia să văd ce face aici. Bravo, mă. N-ai ce să-i mai cere lui ea. Rafaele. Butop. Soare bandita aia, dar n-ai văzut niciodată. Dă mult damage, ai scris. Da, o să vezi cât dă, 54, cât dă?
100 și ceva. Față de Hawk care dă 300-400 pe hit. Iute Rafaele. Ai învățat că asta e value sau nu? Nu e value. Alta! Mă, măcar una de demon, una. Na, nu dă. Bă, dar acum are două. Bă, dar taia ăla. N-ai ce să zici, pe departe e una dintre cele mai bune cărți. Zici și tu. Nici nu e legendară. Da, ar trebui să fie legendară asta, e prea bună. Mult prea bună. Na, nu face niciun impact ăla. Ha, nu. Nu pleca. Perfect. Și? Încă o rachetă s-a terminat. Dar nu am eu cycle-ul așa rapid. Oricum, orice ar face e mort. Wow, ok. Hai, Rafael, easy. BOOM! Și Logalina. Nu știu, e prea bună racheta. Hai că nu mai joc. Era să fac lată! E easy win la Marius. Bă, de ce fac? Nu, trebuie să mă abțin să nu mai fac astea. Nator de Inferno Tower și Logbait. O să vezi acum un Logbait autentic, Rafaele. Frumos, cu Inferno Tower, cu chestii. Hai să vedem. Ia. Ia de găsit cu Tesla. E variații. Cum zic aia, variații. E foarte greu ăsta de bătut. E tot logbait. S-a zis că e spamnatorul de logbait ăsta. Am jucat cu... Nu, e de balon ăsta. Ah, ok. N-are ce să-mi facă pentru că am prea multe cărți. Ok. Wow, pentru că am dat tornada prost, nu? Bă, da, ăla cât de aproape se duce. Mamă, uite-te și tu. Deci goblinii aia. Wow, câte cărți pune acolo. Nu! Nu-mi place vrabeță. 1-6-6-6. Uite bă, Rafaele, și zici că eu sunt o vină. Ai sunat la 6-6-6? O să mai sun. Dar poate iar să-mi blestemat după. Mamă, deci are balonul. Are magicianul. Are și brabețe. Wow, ok, am înțeles. Mamă, dacă am... Oh, ok, asta și ziceam. Wow, tu unde-o mă știi? Ăștia joacă toți oglindă, mă?
E mort, e la revedere al jocul ăsta. Hai tăticu, hai. Oh, pay to win. Oopsie fucking doodle, cum ar spune un prieten. Oopsie fucking duda. Hai să vedem, Rafaele. Prieten cel ăsta, ca doi sunt, nu? Sau ce sunt ăștia? Da. Ca doi sunt, de bărbat, bineînțeles. De bărbat? Hai să vedem, Rafaele, are loc bait ăsta. O să vină prințesa acum? Vrei să vezi o prințesă în spatele la rege? Sus, da. Aici? Ia. Aici. Ce ai, mă, că sunt prea bun la jocul ăsta. Ce ți-am spus că e prințesa în spatele la rege? Unde știu? Pentru că bă, atâtea jocuri am jucat și acum o să pună Inferno Tower-ul. Uite de ce zic eu că e useless ăla. Mamă, dar aici are mult mai multe cărți decât îmi imaginam eu. Are și suflător în sură și prințesă și Gumling Yang. Dar nu văzut Inferno Tower. Deci am jucat atât de multe meciuri în contra la Log Bay, dar jucătorii care au 10.000 de win-uri. O contracare zic cu ceva, văd eu. Mai târziu, cu 3 goblini o contracare spre aia. Bă, mi-au luat și niște damage, dar turnul ăla sper să fie jos. Da, e jos, 100% da? E jos. N-are cum. Bă, dar prințesa aia e nervoantă, rău. Dacă mă apar acum e al meu meciul, dar nu pot să mă apar atâta. Ia să vedem. Nu mai poate să mai dea cu goblin cu ăla așa ușor. Pe partea asta nu mi-am luat damage deloc. Ia că vreau să mă atace pe partea asta, văd. Proastă rachetă. Haha. Imaginam eu, Rafaele, că trebuie să urmeze. Oopsie fucking doodle. Nu imaginam eu că e ceva acolo în regulă, Rafaele. Mai are o rachetă. Și s-ar putea să mai ia dacă se oprește asta. Opa. Mai uite, mai ia cu racheta. Da. Păi da, pierde jocul. Vezi? Dacă dai racheta când n-ai elixir, pierde jos și pierzi jocul. N-ai cum să dai rachetă, trebuie să fii într-un avantaj foarte mare să dai rachetă. Nu văzut și că atunci erau să pierd. Hai să vedem, Rafaele, ăsta e deck-ul meu de suflet, de inimioară aici. Când mă gândesc la Clash Royale, mă gândesc la deck-ul ăsta. Hai să vedem. De inimioară, bă. Cum funcționează, cu toate că în cele mai multe cazuri deck-ul ăsta nu funcționează deloc. Dar e deck-ul meu de inimioară, hai să vedem, lăsăm să stacheze unități. Calmați-vă, mă, calmați-vă! Calmați-vă! Ia uite! Oh, shit! S-ar putea să mă doar asta dacă nu pompează pompa aia. Pompiliu e pompier, pompează. Merge, mă! Perfect! Mamă, mă, s-a aliniat perfect pompa. Hai, sar pe aia, sar pe aia. N-ai aia doi? Soț și soția ar trebui să fie, Rafael. Zi tu. Soț și soțioară. Cred că ar fi bine să pompezi aici, că vine ceva dur.
Ah, nu e nevoie. Avem racheta acum, luăm value iar. S-a terminat cu turnul ăla. Plus ăla că și ia damage. Gata, Rafael, ăștia suntem. Dar totuși parcă mi-e dor de execuționer, Rafael. Se dor deja? Da. Mamă, ce vine acolo, mâncați aici. Satisfying! Aproape trei ăia au reușit să mă rupă. Uite câți ăia. Opa. Na, nu cred că mai are ce să facă. Fibra bețe. Nu trebuia să dea tot pe partea asta, dar e pierdut. E pierdut! Dacă îl prinde pe cap vrăjitoarea aia, când dă ea când... Așa face, așa, da. Are ceva în palmă și dă așa, Rafael, trimite. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Eu am fost X-Slayer. Dacă vreți să jucăm cu legendara nouă, să avem mai multe meciuri, nu uitați să apăsați și pe butonul de like și să-mi spuneți în comentarii că vreți să jucăm cu legendara nouă. La revedere!